Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, guvernul s-a pregătit să reintroducă până la 31 martie șomajul tehnic de 75% din salariul mediu brut pentru angajați și de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pentru alte categorii profesionale, în cazurile în care activitatea acestora este restricționată de măsuri impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Proiectul ar urma să fie adoptat și să intre în vigoare în zilele următoare, autoritățile fiind grăbite să asigure acest mecanism de protecție în perspectiva noului val al pandemiei. Șomajul tehnic, singura măsură cu adevărat funcțională de ajutor a firmelor lovite de COVID-19, va fi reintrodus în decursul acestei luni. Chiar vă pot spune, am primit la FPTR în cursul zilei de astăzi, de marți, proiectul de ordonanță de urgență se află la CES, la Consiliul Economic Social, are avizele obținute de la celelalte ministere și probabil în ședința de joi a guvernului va ieși ordonanță de urgență cu șomajul tehnic. Șomajul tehnic a mai fost folosit pentru sprijinirea angajaților firmelor afectate de pandemie, dar schema precedentă s-a încheiat la finele anului trecut. Printre firmele care au apelat mai mult la această măsură sunt cele din Horeca, iar potrivit lui Lucian Stanciu, vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, noul proiect de ordonanță nu prevede modificări față de ce a fost în vigoare anul trecut. Va continua OUG 111 din 2021, adică 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie, care în acest an este mai mare, adică cei care iau maximul la șomajul tehnic vor lua aproximativ cu 500 de lei. Potrivit unor date recente publicate de guvern, în 2020 au beneficiat de indemnizații de șomaj tehnic peste 100.000 de persoane, cu suma totală de 922 milioane lei. Iar anul trecut s-au mai acordat 192 de milioane de lei pentru alți circa 8.000 de angajați. Înainte de a produce efecte, proiectul de ordonanță trebuie adoptat de guvern și publicat în Monitorul Oficial.